Trăim în era tehnologiei, dar nu avem bani să achiziționăm electronice și electrocasnice smart. Românii nu își permit să cumpere astfel de produse cu bani în mână și câteodată nici măcar în rate. În România, oamenii muncesc mai mult pentru a-și cumpăra ceea ce alții pot obține mai ușor. A plăti un produs scump cu bani în mână este un lux în țara noastră, iar cei mai mulți cetățeni apelează la rate pentru a putea beneficia de anumite electronice sau electrocasnice. S-au scumpit electrocasnicele. Din câte știu, am cumpărat și eu acum, am cumpărat pe card de cumpărături. E foarte important pentru românii cu salarii mici și pentru cei că nu are nimeni salariu atât de mare încât să nu fie binevenită o rată, mai ales fără dobândă. Și cred că totuși nu foarte multă lume își permite să cumpere cu bani în mână. Românii fac față cu greu problemelor financiare din cauza slabei salarizări. De cele mai multe ori sunt nevoiți să întârzie cu plata facturilor, amână consultațiile la medic și renunță la produse de calitate pentru a economisi. Majoritatea consumatorilor aleg electrocasnice în funcție de preț, în timp ce performanța este pe locul al doilea ca importanță. Păi nu-și permis așa medicamente, doar electronice. Nu-și mai permite nimeni nimic, e mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Asta e guvernul în care și țara în care trăim. Nu știu de ce l-am împușcat pe omul ăla. Era mult mai bine atunci. Cât de esențiale sunt ratele pentru români? Enorme. Enorm de esențiale, dar nu-și permit. Salariile sunt foarte mici. Nu au ce să mănânce din salariu, dar să mai facă o rată. Da, credeți-mă, eu lucrez la bancă și știu ce înseamnă asta, rate pentru amărâții ăștia. Puțini români își permit să cumpere mobilă sau electrocasnice fără a face rate, uneori pe termen cât mai lung, pentru a plăti mai puțin pe lună. Cât de greu este pentru români în ziua de azi să mai cumpere ceva cu bani în mână? Foarte greu, să știți că de obicei nu folosesc cardul tot timpul, dar... Eu știu. Ce de esențiale credeți că sunt ratele pentru români? Dom'le, sunt bune în ziua de azi, pentru că sunt salariile cum sunt, așa sunt, deci majoritatea plătesc minimul cu economie și din cauza asta ratele sunt avantajoase. Eu așa zic, așa consider, am făcut rate și când se nevoit, fac. Ce să facem? Asta e viața. Am făcut rate de când m-am căsătorit și fac-o și la vârsta asta tot la fel. Nu avem niște pensii deosebit de mari și asta e viața. Viața ne trebuie să ne obișnuim la zilele de azi, la zilele noastre. Față de alte state europene, România are un nivel de trai scăzut, iar politicienii care ar trebui să contribuie la dezvoltarea ei distrug sistematic economia țării.